Prin harul Domnului continuăm părtășia de studiu biblic din tematica cateheză despre căsătorie cu lecția a doua, familia de origine. Mai întâi, o scurtă recapitulare pentru că au trecut două săptămâni și să ne reamintim ceea ce am prezentat în lecția întâi. Spuneam atunci că familia în concept biblic este un legământ de natură divină, ceea ce înseamnă permanență, heterosexualitate, monogamie, slujire în dragoste și așa mai departe. Aminteam totodată că scopul familiei este legat de împlinirea planului Dumnezeu și se suprapune scopului bisericii, care are în vedere desăvârșirea oamenilor și misiunea de extindere a împărăției lui Dumnezeu. Mai aminteam faptul că în vremea noastră familia este atacată în însăși bazele ei biblice, pentru că în mod special în ultimul secol s-au făcut mari eforturi cu cheltuieli imense la nivel mondial pentru a se distruge familia, pentru a se îndepărta legământul căsniciei și oamenii a trăi în destrăbălare, pentru a se evita concepția și alte aspecte, cum ar fi cele de natură economică prin problema globalizării care au făcut ca familia să se împrăștie. Toate acestea ne determină să ne reorganizăm, să regândim strategia în așa fel încât biserica, familiile din ea, să poată rezista acestui asalt demonic și în acord cu cele scrise și sub binecuvântarea Domnului să ne ducem existența până când Domnul va veni. Amin. Astăzi, în lecția Familia de origine, vom vedea că familiile de origine, adică părinții celor ce se căsătoresc, prin felul în care au gândit și au trăit, oferă noi familii un pachet genetic și educativ. Dacă în parte moștenim părinții prin ceea ce suntem în plan fizic, intelectual, iată că prin educație tot de la ei primim însușiri care în lipsa lor ar putea să fie coordonate de lumea aceasta care, așa cum spuneam, trăiește într-un alt mod de gândire, într-un alt sistem afectat de diavolul. Iată ce spune Scriptura în cartea Psalmilor, capitolul 78, versetul 5-7, despre ceea ce trebuie să asigure familia de origine pentru generațiile care vin. Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Pe baza acestor versete, și nu numai, se poate deduce că părinții și-au îndeplinit misiunea atunci când nu numai copiilor, ci și nepoții vor reuși să intre în legământ cu Dumnezeu. Aceeași idee a câștigării a două generații este prezentată și în plan spiritual când Apostolul Pavel vorbește lui Timotei să încredințeze slujba la oameni de încredere, care ei la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Deci abia nepoții vor certifica ce fel de părinți am fost și dacă familia de origine și-a îndeplinit menirea. Iată și un exemplu negativ din cartea profetului Ezechiel, capitolul 16, care dovedește că
lipsa de spiritualitate, problemele părinților se perpetuează la generațiile următoare. Citim de la versetele 44 la 48. Iată că toți ce spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta. Cum este mama așa și fata? Tu ești fata mamei tale care s-a dezgustat de bărbatul și copiii ei. Tu ești sora surorii tale care s-a dezgustat de bărbații și copiii lor. Mama voastră era o hetită și tatăl vostru un amorit. Sora ta cea mai mare, care locuiește la miază noapte de tine, este Samaria, ea și fiicele ei, și sora ta cea mai mică este Sodoma și fiicele ei, și locuiește la miază de tine. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor și ai săvârșit aceleași urăciuni, ci ca și cum atât ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată decât ele în toate portările tale. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că sora ta Sodoma și fiicele ei n-au făcut ce ați făcut voi, tu și fiicele tale. Asta înseamnă că răul nu numai se moștenește, dar se și amplifică. Poate vă gândiți, chiar atâta responsabilitate să cadă pe noi ca părinți? În vremea noastră, situația diferă față de antichitate în câteva aspecte. De exemplu, atunci părinții determinau alegerea pentru copiii lor. Aceștia erau informați la o anumită vârstă cine le va fi soț sau soție. Ba chiar mai mult, existau situații în care noile familii rămâneau în cadrul clanului și părintele devenea patriarh, coordonând și activitatea următoarei generații. În acele condiții, era mai ușor să îți impui punctul de vedere și să îi crești în mediu dorit de tine. De exemplu, și în vremea noastră există, în cazul familiilor menonite din Statele Unite și Canada, care practică în mod special activități agrare, chiar îmi spunea cineva care a fost în Canada, familiile, casele sunt la o distanță considerabilă unele de altele, și copiii și nepoții muncesc cu toții la ferma părinților. În asemenea cazuri este mai ușor să implementezi un model, ba chiar să controlezi. Însă în situațiile din alte țări, în mod deosebit în zonele urbane, este cu atât mai greu și lupta este cu atât mai mare. Ba mai mult decât atât, societatea noastră, mă refer nu la credincioși, la cei din jur, dar noi vrem să convertim și dintre ei și atunci li se aplică și lor regulile și principiile biblice. Când se încearcă concepția în laborator, atunci dispare persoana. În aceste condiții, cel ce crește copilul, poate nu este din punct de vedere genetic, tatăl sau mama lui. Ceea ce va însemna o situație cu atât mai dificilă. Este ca și cum ai înfia un copil, nu este al tău. Comportă niște aspecte pe care n-ai de unde să le bănuiești, nu știi în ce familie se trage, de ce probleme este predeterminat. Deci, într-o idee, să ținem cât putem copiii noștri în jurul nostru, legați de casa noastră, dar dacă societatea nu ne permite, să încercăm să manifestăm influența pe cât posibilă a spiritualității cu care Domnul ne-a binecuvântat și de care avem parte. Într-un prim capitol să discutăm puțin despre educația generală și într-un al doilea despre educația maritală, pentru că cele două nu pot fi separate. Un tânăr sau o tânără în pragul căsătoriei trebuie să fie pregătit din punct de vedere intelectual, profesional, dar și cu instrucțiunile necesare intrării, abordării vieții de familie. La educația generală am notat două domenii, educația spirituală și apoi educația profesională.
În ce privește partea spirituală, suntem datori să ne ocupăm de copiii noștri începând cu 5-7 ani de acasă și până la tinerețe sau la maturitate. În cartea Deuteronom, capitolul 6, au fost prezentate încă din Vechiul Testament principiile care trebuie să stea la baza datoriei părinților în a-și educa copiii. Citesc de la versetul 6 la 9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi erau porunci de factură spirituală. Să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște frontare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Asta înseamnă o abundență de învățătură. Știți că și în plan spiritual, ucenicii când au pornit misiunea, au fost acuzați că au umplut Ierusalimul din învățătura lor. Așa trebuie să facem noi în casele noastre, să umplem mintea copiilor noștri de învățătură sfântă. Această saturație trebuie să dea roade, pentru că învățătura face ca mintea să judece mai bine și copiii să fie ajutați să înțeleagă și să poată împlini în fond voia lui Dumnezeu. Aceste porunci sunt reluate în Noul Testament când scrie Apostolul Pavel în Efeseni 6:4, să ne creștem copiii în mustrarea și învățătura Domnului, fără să-i întărătăm la mânie. Asta înseamnă că trebuie să găsim acele metode și timp optim ca să nu intre o stare de neacceptare în mintea copiilor noștri. Adesea am fost abordați de părinți care spun, nu le mai place copiilor să le spunem. Am întâlnit o situație într-o familie când aceștia se plângeau că și copiilor nu mai vor să meargă la adunare. Dar fiind în casa lor, am sesizat grămezi de CD-uri cu fel și fel de desene animate și alte și alte, știu eu ce. Asta înseamnă că mintea acelor copii era inundată de mesajul acelor filme sau jocuri. Ceea ce semănăm, aceia sunt șanse să crească. Dar dacă nu semănăm suficient, șansele sunt cu atât mai mici. Aici mă adaug un verset din 1 Timotei 2:15, un mesaj pentru mame care vorbește tot despre abundența învățăturii sfinte. Totuși, femeia va fi mântuită prin nașterea de fii și acum accentul, dacă stăruiesc, asta înseamnă frecvență, un orar cât mai bogat în dragoste, în sfințenie, în credință și toate acestea cu smerenie. Este poate profesia cea mai înaltă, dar în același timp cea mai disprețuită. Poate sunt mame care s-au căsătorit și au școală, să poată să predea la copii mai mari, ele trebuie să o ia de la cei mici. Poate sunt unele care sunt foarte abile și harnice și au multă treabă. Poate bărbații, tații, cu atât mai multă preocupare au și totuși. Educația spirituală este de căpătâi în familie. Pentru că înainte de căsătorie se impune necesitatea nașterii din nou. Un tânăr sau o tânără care se căsătorește fără să fie născut din nou formează o familie de lume, chiar dacă ei sunt membri într-o adunare. Ce este născut din carne doar este carne și doar nașterea din Duhul poate să plaseze familia în coordonatele voiei lui Dumnezeu. Aici citim din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, un cuvânt care se adresează tinerilor, dar în egală măsură și
părinților pentru a ști și a putea să-i ajute. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci, până nu sunt urmărite în mod suficient lucrurile sfinte și nu este dobândită o anumită maturitate spirituală, căsătoria nu poate fi decât un eșec. Pe aceeași pagină scrie de la versetul 14 al capitolului următor, Pavel către Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Și iată vremea în care le-a învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Oare familia nu se încadrează și ea la o lucrare bună? Dar fără Scriptură, fără educație spirituală, nu va fi pregătit, nu va ști ce are de făcut. Vedeți, noi predicăm la nuntă bărbatul să fie precum Domnul Hristos, mireasa precum biserica, dar dacă el nu e un fiu al lui Dumnezeu ca Domnul Hristos, ce va înțelege, ce va putea să trăiască? Dacă mireasa, noua nevastă, nu este o adevărată membră în biserică născută din nou, cum va putea să se supună bărbatului ca și Domnului dacă ea încă nu are o relație profundă, reală cu Domnul? Spuneam la lecția anterioară că oamenii familiști au două legăminte și niciodată ordinea nu poate fi inversată. Dacă vreți de la început să fie o familie sănătoasă, întâi legământul cu Domnul și apoi legământul cu partenerul de viață. Legământul de familie își are originea legământul spiritual, nimeni nu se poate ridica deasupra naturii și staturii sale spirituale. Un om firesc poate încheia doar o înțelegere interumană. Un om duhovnicesc care are un legământ al Domnului în iubirea sfântă va putea să încheie un legământ în aceeași natură a dragostei desăvârșite care vine din Dumnezeu. În al doilea rând, pentru viața de căsătorie trebuie să fim pregătiți din punct de vedere profesional. Aici mă gândesc la dezvoltarea și aprofundarea cunoașterii în mod general. Și în privința aceasta, părinții cât pot trebuie să investească și copiii, adolescenții și tinerii, pe măsură ce înțeleg, să accepte. Și aici vă dau tot ca exemplu imaginea poporului Dumnezeu Israel. Vă rog să rețineți că Dumnezeu nu i-a pregătit doar din punct de vedere spiritual. Au fost emancipați și din punct de vedere social, economic. Evreii sunt cel mai deștept popor de pe fața pământului. Originea a stat tocmai în educația pe care Dumnezeu a poruncit să fie oferită copiilor de către familie și organismele religioase sau sociale din cadrul poporului evreu. În Cartea Deuteronom, capitolul 4, este scris despre efectul educației și despre poziția pe care se vor afla dacă se vor dedica studierii, cunoașterii, dezvoltării capacităților. Citim de la versetul 5. Iată, v-am învățat leși și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să-L împliniți în țara pe care veți lua în stăpânire. Să le păziți și împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput? Care este în adevăr neamul acela așa de mare, așa încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Până în vremea noastră, de exemplu, în domeniul juridic, al dreptului, sunt principii luate din Sfânta Scriptură, în plan funciar sau de ordin sanitar, alimentar. Adesea misionarii, când au ajuns prin diverse părți ale globului, la triburi înapoiate, au fost nevoiți să implementeze și un sistem educativ de natură socială, să se preocupe din punct de vedere medical, pentru că diavolul a dus lumea în întunecime, nu doar din punct de vedere spiritual, ci adesea, de-a lungul istoriei,
i-a păstrat și în forme de degradare socială. Toate sistemele afectate de păcat, de rău, de mizerie, de sărăcie sunt un efect al lucrării diavolului. De aceea spune Scriptura în Proverbi 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și aici cred că paleta poate fi extinsă și în această arie a cunoașterii trebuie incluse reguli de bună cuvință, de comportament social, alimentar, aspecte de ordin civic sau economic, toate. Dar în mod special, trebuie să aibă în vedere părinții celor care se căsătoresc și ei înșiși, că fiecare om trebuie să fie implicat într-o activitate necesară întreținerii vieții de familie. Știți, întâmplarea aceea în care un băiat a ajuns mare, a vrut și să căsătorească și a cerut la tata bani, nu avea. Și părintele a spus, auzi, uite aici un ban, du-te, pune-l pe apă, dacă stă, să știi că trebuie să te însori. Acesta se vede că mai nepriceput, a încercat, dar banul s-a dus la fund. După o vreme, cu aceeași dorință, s-a repetat experiența. A mai stat un timp și iar s-a dus la tată. Nu mai îmi dai un ban să încerc, poate stă pe apă să văd, nu mă pot însura. Și tata a zis, nu ți-am tot dat, mai muncește și tu. A muncit și a întrebat din nou pe tata să mai încerc, du-te, dacă tot vrei să te însori. S-a dus, a stat pe malul apei și a început să gândească, cu siguranță, banii tot la fund se duc. Și a muncit pe ei, s-a dus înapoi la tata și a zis, nu mai încerc. Voi păți ca mai înainte. Și tata i-a zis, de acum te poți gândi la însurătoare. Până nu există capacitatea de întreținere a familiei, până când un tânăr, în mod special un bărbat, nu este gata să își întrețină familia, sau respectiv fata să fie gata să muncească, este bine să mai amâne căsătoria sau să se călugărească. Ăștia nu lasă moștenire și nu trebuie să trădească atât de mult cât pentru înțerținere vor face ei seamă. Dumnezeu a spus lui Adam, Genesa, capitolul 2, versetul 15, să muncească și în rai, da. După ce a ieșit de acolo, scrie în capitolul 3, de la versetul 17, i-a poruncit să muncească până la transpirație. Și în mod special pentru tineri, e bine să muncească până transpiră. Vor dormi bine, cum zice în Eclesiastul, își vor putea controla trupul și când să muncească, dacă nu, la tinerețe. Așa cum spune Cartea Proverbele, capitolul 10, la sezon, citesc de aici versetul 5, cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Este total nedemn pentru unul care vrea să se căsătorească sau este căsătorit să fie leneș. Tot în Proverbe scrie în capitolul 27 de la versetul 23, îngrijește bine de oile tale. Atunci, în prim plan, din agricultură trăiau oamenii. Și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic, și nici cu luna nu rămâne pe vecie. Adică doar cât ai fi de bogat, nu poți să trăiești doar din ce s-a acumulat. Trebuie să te întreții și să adaugi noi realizări. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte, țapi pentru plata ogorului, laptele ca special munca în agricultură sau în zootehnie, cum este scris aici, presupune activități permanente. Dimineața, seara, dar familia poate să fie, sează mai mult, educația maritală. Cum pregătim noi tinerii, ca și familie de origine, ce așteaptă ei de la viața de familie, ce își doresc? Din punct de vedere teoretic, asta în primul rând,
Trebuie să creăm în mintea tinerilor, în prag de căsătorie, că viața de familie este rânduită de Dumnezeu, să fim realiști și să arătăm frumusețea acestui domeniu al vieții, dar în același timp, în mod responsabil, și greutățile care pot să apară. Trebuie să-i facem să înțeleagă că toți oamenii până la noi au fost familiști, adică toți înaintașii noștri. Dacă cineva n-a fost familist, a fost capă de linie. S-a sfârșit cu neamul acela. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 6, copiii copiilor sunt culuna bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Deci iată un mod de gândire care apreciază generațiile din trecut și cele viitoare. Dar spune Scriptura, Noul Testament, în 1 Timotei 4,3, că în vremea bisericii se va manifesta, și noi știm asta, și tendința de a disprețui viața de familie. Au fost înclinații monahale din primele veacuri și chiar anumiți oameni de seamă, scriitori renumiți din istoria bisericii, care au condamnat și au disprețuit viața de familiști, extrăgând ei, cum ar fi din scrierile Apostolului Pavel, anumite idei conform cărora viața de familie presupune nu doar greutăți, dar și alte aspecte negative, păcătoase. S-a mers până acolo încât s-a lansat ideea că dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, oamenii s-ar fi mulțit pe fața pământului prin alte metode, nu prin procesul nașterilor. Ceea ce cu siguranță este o eroare. Dacă avem copii, pentru băieți, trebuie în primul rând să îi pregătim pentru a fi soți și în perspectivă tați și să le amintim că viața de bărbat și de tată presupune iubire și muncă. Spune Scriptura în Ieremia, capitolul 29, despre evreii cărora Domnul le-a cerut să perpetueze neamul sfânt, citim de la versetul 5, zidiți case și locuițele. Asta e muncă de bărbat, nu? Sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice. Însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice. Deci iată discuția despre nepoți. Ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. O gândire potrivită pentru un bărbat destinat să fie familist. Din Noul Testament citim din Efese. Cuvinte care n-ar trebui să le audă băieții numai în ziua nunții. S-ar putea, zicem așa, să facă ochi mari. Trebuie să le știe dinainte. Citim de la versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățeșeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor, ca pe trupurile lor, cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Iată cuvinte vrednice de crezare pentru un bărbat și bune de împlinit. Dacă ne uităm chiar în lumea animală, de la niște păsări, la alte viețuitoare, în fiecare specie, masculul are rolul lui. La unele animale este mai harnic, trudește mai mult, altele mai puțin, în cazul umanității, de
De asemenea, bărbatul trebuie să-și cunoască starea lui. Dar aici tata exercită o influență mare prin felul în care a muncit în casă, prin atitudinea față de mama lui. Dacă, de exemplu, un tânăr a avut un tată care n-a pus mâna să facă aproape nimic acasă, mă întreb, el ce va gândi pentru vremea când se va căsători? Sunt tineri care cred că nevasta e responsabilă de toată gospodăria. Bine că la oraș nu are și multe animale. Că de la a da mâncare la vaci și până la a pune frișca pe prăjitură, toate ar fi în sarcina ei. Am cunoscut un caz în care un bărbat zicea, eu nu mă duc la vacă, mă împunge. Femeia se duce. Numai că a îngăduit Dumnezeu să moară cam repede femeia. Este iubirea soției prin muncă, prin devotament. Să știe băieți la ce se înjugă. În zona Bucovina, de exemplu, băieții obișnuiesc să-și aibă casă înainte de a-și duce nevasta. Ea vine cu zestrea, cu un faiton încărcat, cum spun ei. Nu în toate situațiile un băiat poate să-și ridice o casă înainte, dar este dator în primul rând pentru spațiul în care va locui soția și copiii lui. Efortul fizic în condiția în care un bărbat este de 150 de ori la 100, deci 150% mai tare decât o femeie, și în mod normal să cadă munca pe seama lui. Spuneam că citești din Filipeni 2, unde este o imagine plăcută, versetul 22. Știți râvna lui încercată, e vorba de Timotei, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Deci aparent un copil luat de tatăl lui la muncă pare un rob. Este încă neformat, fără rezistență fizică, dar așa se va forma. Eu am crescut într-o zonă de munte, tata avea terenuri, animale, țin minte că am învățat să cosez de la 12 ani și mă scula tata repede, somnoros, și îmi spunea, lasă că mai dor tu la amiaz când e soare, că acum merge coasa bine. Mă trezeam pe drum uneori, dar experiența de a te scula de dimineață, formată din copilărie, din tinerețe, prinde bine toată viața. Poți să te dedici vieții de familie. Părinții care își cruță copiii și îi lasă seara să adormă târziu, caz în care se vor scula dimineața foarte greu, fac o mare greșeală. Asta în primul rând, dacă sunt băieți, să se învețe să muncească. Dacă sunt fete, formarea îmbracă forme specifice pentru a le învăța rolul de soție și mai apoi de mamă. Aspecte legate de supunere, de executarea unor munci în familie, în gospodărie, trebuie să fie o îndeletnicire, să devină o pasiune pentru fete. Sunt fete care sunt în stare să îngrijească toată casa, de exemplu, atunci când mama este la spital sau este plecat. Scriptura spune în privința aceasta, citim din nou din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22, nevestilor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Eu nu cred că o fată va putea fi supusă soțului dacă nu este supusă tatălui și mamei și nu muncește în casă. Căci bărbatul este capul nevestii, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Știți că în Vechiul Testament scrie că juruința unei fete este validă doar dacă îi acceptă tata și apoi după ce se căsătorește, dacă aprobă soțul. Asta înseamnă că ea va ține cont de ordinele primite, să zic așa, sau poate pare prea dur, va ține cont de nevoile, de necesitățile vieții în gospodărie. Cartea de vizită a unei fete nu este felul în care se îmbracă.
și felul în care arată camera ei, casa, garderoba, nu acea o care iese pe stradă, ci într-o inspecție inopinată, cum arată dulapul și toate sertarele, de la bucătărie până în dormitor. Iată ce scrie și în Tit, capitolul 2, despre rolul surorilor mature în a educa pe cele tinere. Poate dacă n-au învățat unele de fete, Tit 2, de la versetul 3, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Și ascultați în ce constă iubirea bărbatului și a copiilor sub acest aspect. Să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei. Să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și tot în aceste scrieri pastorale, în 1 Timotei 5, apostolul vorbește despre unele care umblă fără nicio treabă din casă în casă. Și lucrul acesta cred că s-a implementat la unele de când erau fete. Prietene sau cum este acum, povești, telefoane, fără ca să își îndeplinească misiunea lor. Aici vă dau un sfat mamelor, nu știu exact ce bucurii v-a oferit dumneavoastră viața de familie, vedeți, nu le speriați sau nu le orientați greșit pe fetele dumneavoastră, spunându-le ceva de genul, au să nu știe bărbatul toate secretele tale, sau nu te încrede în bărbat în toate privințele, sau auzi, vezi, nu-i fă tu toate, că după aceea se încrede și în ideea aceasta, ce va crede ea despre bărbat? În mod normal, îl va iubi, că de aceea se căsătorește. Și va fi foarte greu să împletească iubirea naturală, sau dacă e și pocăită de origine divină, cu acest sistem de autoapărare pe care l-a implementat mama. Vezi cum te porți cu bărbatul? Sau cuvinte de genul, așa sunt toți bărbații. Dacă nu vom avea o imagine plăcută despre partenerul de viață, despre sexul opus, asta se va răspândi asupra generației următoare și le vom da o orientare greșită. Am întâlnit familii tinere căsătorite de un an, doi, care spuneau mama a fost de altă părere, ea nu s-a înțeles cu tata și ca atare n-a putut să creadă că poate fi între cei doi soți o relație bună. Mami s-a întâmplat cândva, am spus despre felul în care trebuie să se comporte soțul cu soția și invers, a fost o pauză în acea părtășie, am ieșit până la mașină afară, și un frate bătrân zice, aș mai sta, dar trebuie să mă duc să dau mâncare la vite. De altfel, lecția asta era bună pentru mine cu câțiva zeci de ani în urmă. Dar acum, așa cum ai zis, ce mai pot să-mi ajut nevasta? Să îi dau cioaca în mână. Era bine, deci știam eu mai demult, dar ce să faci, a trecut viața. Bine că suntem în biserică. Adică, har Domnului că s-a îndurat de noi, dar putea fi mai bine. Adesea spun familiile proaspăt căsătorite, acomodarea a fost foarte grea. Uneori părinții din familia de origine fac acomodarea grea. Prin nepregătirea temeinică și prin felul în care conceptualizează viața de familie. Din punct de vedere practic, noua familie poate fi ajutată prin modelul nedeclarat, dar vizibil a atmosferii din viața părinților sau bunicilor. Se întâmplă uneori că nu toți au un nivel de spiritualitate sau înțelegere perfect în familie, dar poate, dacă nu s-a înțeles prea bine tata cu mama, unchiul și mătușa au avut un model mai ideal, sau bunicul și bunica. Este foarte important ce model au avut. De exemplu, în Africa, în America civilizată, mă refer la continentul de nord, format în mare parte din creștini sau chiar din puritani, divorțul este obișnuință. De ce? Pentru că un număr foarte mare de copii de tineri se formează
în familii care sunt afectate, nemai având un model. Inexistența unei imagini reale despre viața de familie este greu de suplinit doar din învățături, din predici. Avem în Biblie exemple și pozitive și negative. O imagine plăcută aș considera-o în familia lui Iov, un om neprihănit, care era preocupat de spiritualitatea copiilor săi, capitolul 1, versetul 5. Descrie el apoi în exprimarea durerilor sale cum s-a comportat în familie, ce fel de om era. Copiii lui au murit la tinerețe. N-avem date despre copiii din a doua serie descriși la sfârșitul cărții. Dar eu cred că acest bărbat a rămas un om neprihănit, de la care au avut copiii ce să învețe. O altă imagine avem în Psalmul 128. Și vă rog să vă gândiți dacă cele scrise aici ar potrivi familiei noastre, a fiecăruia dintre noi. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Deci ai muncit, vii de la serviciu acasă, nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslini împrejurul mesei tale, părtășia de familie. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Deci iată din nou raportarea până la a doua generație, pacea să fie peste Israel. În mod normal, orice om își dorește liniștea de acasă. Eu mai umblu uneori și frații ne primesc cu drag, dar este foarte natural să dorești să mergi acasă. Pe atâția oameni ați auzit spunând, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Unii își doresc să ajungă în concediu undeva, să vadă locuri pitorești, să se degajeze de activitățile cotidiene. După 2 săptămâni de concediu, omul își dorește să meargă acasă. Vorba aceea, și animalele parcurg mai repede drumul spre casă decât spre o anumită destinație. Se întorc mai cu plăcere la locul lor, că zicea profetul că și boul și măgarul își cunoaște iesle. Tot din Vechiul Testament, din Proverbe, mai adaug o imagine din capitolul 19. Și aici vă rog de asemenea să vă gândiți ce model au avut copiii noștri, dacă am fost oameni onești, dacă am fost pașnici, stabili. 19:1, mai mult prețuiește săracul care umblă neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Sau versetul 22 și 23, ceea ce face farmec un om este bunătatea lui. Și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Spunea un tată ajuns la bătrânețe către fiul lui, în prag de căsătorie, băiete, tu știi cum te-am crescut, bogăție nu ți-am putut oferi, au fost vremuri grele. Ți-ar dori să trăiești în așa fel încât să nu-ți pară rău de viața care ai trăit-o și la moarte să te bucuri și toți în jur să le pară rău după tine. Aici trebuie să ținem cont și de prietenii și felul în care familia se înconjoară de frățietate sau este relaționare, de felul în care este asociată în lumea aceasta.
Pentru că rudenile, în primul rând, și apoi vecinii sau colegii de muncă, exercită și ei o influență asupra copiilor noștri. Deci niște modele sunt în jurul nostru și aici trebuie să fim atenți la prietenii noștri, la cei ce intră în casa noastră, la cei la care mergem. Și un ultim aspect aici, chiar dacă nu mai este ca în antichitate ca noi să decidem cu cine se căsătoresc copiii noștri, putem să îi provocăm, să-i determinăm indirect sau chiar să îi ajutăm să curteze partenerul de viață sau să se lase curtați cu ajutorul părinților. Aici v-aș aminti două imagini biblice, una favorabilă exemplului lui Avram, care a pus pe robul său cel mai de seamă să jure că nu-i va căsători băiatul oricum. S-au stabilit condiții. Dumnezeu a trimis pe îngerul său înaintea lui, așa cum era încredințat Avram, Genesa 24, și a adus o nevastă fiului său. Acești îngeri încă pot să facă servicii și pentru noi. Asta înseamnă că trebuie să ne implicăm puțin cu rugăciune, cu a avea un mesaj din partea Domnului, o discuție dacă este cazul. Îmi vine în minte un caz de anul trecut, când un frate, o familie mai întreg spus, avea băiat plecat din țară, acolo a fost pețit de o fată bună de gură. Domnul a vorbit că nu este potrivită pentru el, ar fi un dezastru, dar el, om harnic, bun, a căzut în plasă. Ca unul care n-avea experiență, care nu avea suficientă afinitate spirituală să detecteze spiritul acelei femei, care știa să pozeze într-o postură evlavioasă. A venit în țară la cererea părinților, aceștia i-au spus că nu sunt de acord. El se vedea că este atras de ea, s-a dus tatăl lui acolo, au discutat deschis, i-a spus fetei, auzi, nu sunt de acord, nu este potrivită relația voastră. Și i-a spus, ți-arat că va fi soțul meu, să știi. Ea avea tot interesul să-l câștige. Bărbat bun, bani mulți. Tatăl a zis, noi ne vom lupta cu toate puterile ca să nu se întâmple catastrofa asta. A venit băiatul din nou în țară, au vorbit cu el, el încă nu ceda. Pentru că adesea când se înfiripă o relație de iubire, e foarte greu să-i mai dezlipești și să mă afle voia Domnului, să mai știe ce e bine de făcut. Părinții au spus la un moment dat, te punem să dai o declarație, că dacă de aici se întâmplă o nenorocire, la noi nu vii să ceri ajutor, nici să ne bași de vină niciodată toată viața. Ne ajunge durerea ce o vom purta în suflet. Era în stare să dea declarație. N-au reușit să-l lămurească. A doua zi urma să plece cu avionul înapoi. Tatăl acelui tânăr era un proroc al Domnului și când s-a rugat la culcare, a avut o vedenie, el l-a dus până la aeroport. Așa se făcea că vedea drumul lui înspre locul unde era garată aeronava, îi făcea cu mâna tatălui său și așa mergea în marșarier spre avion. Și când s-a apropiat de avion, în vedenie s-a văzut că era un balaur cu gura căscată în loc să fie un avion cu ușa deschisă. Și tatăl îi striga disperat, tenghite, tenghite, întoarce-te înapoi până nu-i prea târziu. Tatăl a plecat la servici. El s-a sculat să-și facă bagajele să plece. Și mama s-a spus, tot te duci. Știi ce vedenie a avut tatăl toată noapte? Ce? Și când i-a spus, a fost lovitura de grație. A zis, dacă e chiar așa, nu mai mă duc. Nu s-a dus și a scăpat, slavă Domnului. Dar a fost o luptă acerbă. Exemplul negativ îl găsim în postura lui Iosafat, care n-a avut viziune în privința aceasta, deși a fost un om credincios, fără vină. Scriptura nu îi găsește niciun păcat. A îndepărtat din țară chiar și înălțimii și idolii, spune Scriptura în cartea a doua cronicilor.
Și totuși a greșit încuscrindu-se cu Ahab și de aici i s-a distrus familia, a rămas un singur nepoțel să moștenească tronul davidic și s-a distrus toată țara. Pentru că nu și-a ajutat copilul la căsătorie. Sunt și alte exemple, cum ar fi cel al lui Caleb, din judecători 1, 12 la 15, care a zis, voi da pe fica mea axă de nevastă, cui va bate chiria seferul și îl va lua. Adică, nu voi fi de acord să am orice genere, vreau unul luptător, așa ca mine. Știți că din generele lui, Domnul a făcut apoi primul judecător în Israel? În vremea când evreii își căsătoreau fetele și băieții cu cananiți și au căzut sub opresiunea lor, un tată care a vrut să facă ceva bun pentru căsătoria copilului său. Sper să nu fie cineva atât de ispitit de materialism încât să se gândească, da, fata asta sau băiatul ăsta au avere și vezi că e o vreme de criză. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar dacă te uiți numai la asta și nu te uiți să fie un dar de la Domnul, s-a comis o greșeală capitală. În 1 Corinteni 7 scrie din nou un înțeles nou testamental despre rolul părinților. Spicuiesc doar câteva versete. Asta ca nu cumva vreun părinte să fie trist sau vreo mamă, că fata întârzie să se căsătorească. Scrie aici de la versetul 36, dacă cineva crede că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește să se mărite. Versetul 38, astfel cine își mărită fata bine face, cine nu mărită mai bine face. Aici Apostolul Pavel vorbește despre o vreme de strâmtorare. Eu de aici am vrut să vă arăt rolul părintelui. Cine își mărită fata sau cine nu mărită, da, fata se poate mărita singură, fără aportul părinților, da. Se poate întâmpla și așa. Noi le putem lăsa o independență totală, dar nu cred că este înțelept. Asta nu înseamnă să decidem noi cu cine se va căsători unul sau altul, să decidă Domnul. Îmi spunea o familie, uite, cu căsătoria acestui băiat n-am fost de acord. Și totuși, nora asta e cea mai bună. Și nu numai atât. Copilul lor arusese slujitor și nora aceea pe care ei n-au vrut-o inițial, era o soție demnă de slujba lui. N-au înțeles. Cel ce are dreptate întotdeauna este Domnul. Problema este ca noi părinții să ne implicăm cu ceea ce se poate și să ajutăm înspre bine. Și în final, menționez că familia de origine este laboratorul elaborării personalității umane. În familie, oamenii din indivizi devin persoane. Ce fel de persoane? Vor purta în parte marca noastră. O ființă este un sistem complex. S-ar putea să mai aibă și piese de la alte firme, să nu poarte toate amprenta părintească. În cât putem să facem ce-i bine. Iar dacă vor avea copiii noștri de învățat de la alții lucruri și mai bune, să ne bucurăm. Nu suntem desăvârșiți. Am vrea ca generația următoare să fie mai desăvârșită ca noi, amin? Dar pentru ca să fim un adevărat laborator, așa cum a avut cineva o descoperire despre o familie în care, în loc să fie imaginea unei case, era imaginea unui cuptor, din care ieșau cărămizi stas. Ei, într-un cuptor nu-i chiar plăcut, dar dacă rezultatul e bun, atunci se merită. Spune Scriptura în Proverbe 3 despre truda din laboratorul familiei. Fiule, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, ele îți vor lungi zilele, iată o motivație, și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Urmează sfaturi să nu te părăsească bunătatea și clincioșia. Așa vei căpăta trecerea înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, încredere în Domnul, recunoaște-L. Cinstește-l cu averile tale, apoi spune în continuare despre înțelepciune și alte sfaturi. Mai mă opresc doar de la versetul 22, căci ele, toate aceste învățături, vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău.
Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni, când te vei culca vei fi fără teamă, când vei dormi somnul îți va fi dulce, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Să ne ajute Domnul în acest proces al educației, care începe cu educația primară și finalizează cu pregătirea pentru căsătorie. Cineva spunea că toată educația este continuarea procreierii în afara uterului uman și a copsului tatălui. Câtă grijă are o mamă pentru copii până sunt în pântecele ei, aceeași grijă ar trebui să fie păstrată. Nu mai sunt în pântecele ei, dar tot ea este în sistem de procreere până când ei vor crește. Capitolul următor, 4 sau 31, sunt celebre pentru felul în care ar trebui să ne dedicăm viața copiilor noștri. Aici scrie despre un fiu gingaș și în Proverbe 31 despre unul ajuns în pragul căsătoriei, căruia explici ce înseamnă viața de familie și ce fată ar trebui să caute. Acolo, în sfaturile unei mame, nu e scris nimic despre frumusețea unei fete. Interesant. E scris despre caracterul ei, despre felul în care știe să administreze o gospodărie și de asemenea sunt recomandări pentru un băiat cu privire la trăsăturile lui de caracter și la capacitatea de a se controla și a nu cădea victimă atracției feminine. Învățături foarte binevenite la vârsta aceasta, dar lecțiile următoare ne vor oferi mai multe și mai mult decât aceste lecții să ne ofere Domnul prin harul său, așa încât, din punct de vedere a familiei de origine, să ne facem datoria. Amin.